predicarea lui, dar n-am venit să vorbesc despre el, că Andrei, la rândul lui, ca și mine, ca și toți de aici, suntem niște muritori. E pentru a doua oară când fac parte sau vin într-o biserică de genul lui dumneavoastră. Am mai fost prin harul lui Dumnezeu cu fratele Florin Ursache, cred că îl cunoașteți, am fost la Bălești. Nu știu foarte multe despre dumneavoastră, vă mărturisesc sincer, dar apreciez că vă dați toate silințele să căutați Cuvântul lui Dumnezeu, Scripturile, rugăciunea, cântarea. Toate aceste practici cred că sunt necesare unui credincios. Dar n-am venit să vorbesc nici despre dumneavoastră, pentru că și biserica locală, până la urma urmei, are, să zic așa, un început și un sfârșit pe pământul acesta. Eu mă numesc de Pugean Iosif. De origine sunt din Banat. Am studiat prin ajutorul lui Dumnezeu 2 ani la Oradea, 2 ani la București. Și înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, așa cum Andrei, prin Cuvântul lui Dumnezeu, mi-a descris într-un mod inedit și perfect și profund profilul meu, fără minte, am fost răutăcios, așa cum am fost toți înainte de a-L cunoaște de altfel pe Dumnezeu. Și prin Harul lui Dumnezeu mă aflu în Oltenia printr-o dragoste și o promisiune și un legământ înaintea lui Dumnezeu, că atunci când El m-a mântuit, am fost așa de bucuros și de, să zic așa, înverșunat ca să propovăduiesc Evanghelia și lucrarea care a efectuat-o în viața mea, încât am zis, unde-i, Doamne, cel mai greu? Și pentru că toată lumea zicea Oltenia, 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 am zis, Doamne, eu vreau să mă duc în Oltenia. Iată-mă aici și prin Harul lui Dumnezeu slujesc în momentul de față o biserică din județul Gorj, Slivilești, pe lângă Mătăsar, care știți mai bine zona aceea. M-am căsătorit, Dumnezeu aude rugăciunile, face însă Dumnezeu mai mult decât cerem și gândim noi. Mi-a dat și o soție minunată și o fetiță la fel de minunată prin Harul lui Dumnezeu. N-am venit de altfel să vorbesc nici despre mine, pentru că există o persoană mult mai importantă și mult mai frumoasă, mult mai măreață și mult mai supremă decât orice. Tocmai de aceea aș vrea să vă vorbesc despre persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Așa că aș vrea să deschideți Sfânta Scriptură și chiar dacă nu mai trebuie să vă ridicați în picioare, nu știu cum faceți dumneavoastră practica aici, să zic așa, dar voi deschide Cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni. Și n-am să citesc tot textul, dar am să merg și aș dori să mă urmăriți. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15. Eu am o altă traducere, am un etereu, noua traducere română. 1135 este pagina mea, nu știu care este pagina dumneavoastră. El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație. Pentru că prin el au fost create toate lucrurile în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin el și pentru el. El este înainte de toate lucrurile și în el se țin toate împreună. Frumos! Slăvit să fie numele Lui! El este reprezentantul fidel al lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 1, cu versetul 3, dacă nu mă șel, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Aici Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și mai precis, ca să zic așa, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dacă care va vrea să-L vadă pe Dumnezeu, nu trebuie să se uite nici la Discovery. Dacă care va vrea să-L vadă pe Dumnezeu în toată acuratețea Lui, nici măcar natura nu-L descrie pe Dumnezeu cu atâta acuratețe. Dacă vrea careva să-L descopere pe Dumnezeu, nici macrocosmosul și nici microcosmosul sunt paralizați acești factori în a-L descrie pe Dumnezeu. Da, obții de la ei multe lucruri frumoase despre Dumnezeu. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu și dacă vrei să vezi cine este Dumnezeu, El, Domnul Iisus Hristos, este reprezentantul cel mai fidel și singurul al lui Dumnezeu. El este oglindirea slavei, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dragii mei, apoi Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că El este creatorul Universului. Se ridică și astăzi și sunt astăzi tot felul de eretici
pe care biserica cu ușurință îi poate anatemiza, numindu-se martorii lui Jehova, care spun că Hristos, Domnul, nu este creator, ci este creat. Noi nu credem așa ceva. Noi nu credem așa ceva și noi nu mărturisim așa ceva, ci noi credem, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că creația nu pleacă începând odată cu Isus, ci începutul creației pleacă din Isus. Slăvit să fie numele Lui. Așadar, El este creatorul Universului. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El este autorul tuturor lucrurilor celor văzute și nevăzute. Noi astăzi vedem legile, cele mai multe vedem legile văzute. Vedem că dacă mergem și ne lovim undeva cu capul, ne doare. E o lege. Fiecare care își dă cu capul într-un perete, îl va durea. E o lege universală, fără excepție. Dar există niște legi nevăzute, atât spirituale, fizice, chimice, biologice, pe care noi nu le putem înmagazina, nu le putem observa, nu le putem studia, nu le putem asimila. Noi nici măcar nu le putem dezvolta și uitați-vă că cei mai mari savanți ai lumii trebuie să fie pe firamentul lor, pe capitolul lor îngust acolo ca să poată să dea randament la cât este de săvârșit Dumnezeu și de divers. El este autorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Ce Domn avem! Slavă numelui Lui! Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune ceva. Că El este autorul care are autoritate peste toate. Dragii mei, uitați-vă ce spune cuvântul în versetul 16. Fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. Lumea nu conduce noul președinte al Americii. Lumea nu conduce președintele Rusiei care amenință într-un fel sau altul mapamondul. Lumea e condusă de Hristos. Lumea este în brațul lui Hristos, în autoritatea lui Hristos, este în puterea de a ține toate lucrurile. Chiar Andrei a rostit versetul, a amintit versetul acesta, Evrei capitolul 1, căci prin El se țin toate lucrurile. Fantastic. Astăzi, toată mobilitatea dumneavoastră, tot sistemul locomotor, tot sistemul emoțional, tot sistemul al nervilor, stă în picioare și stă în echilibru pentru că cineva te ține. Nu mergi din inerție. Eu nu merg din inerție. Nimeni nu merge din inerție, ci cineva ține. Cineva susține. Mâna cuiva face ca lucrurile să demareze spre un, să zic așa, spre o normalitate. El este autorul care are autoritate peste toate lucrurile. Împărații pământului se trezesc pentru că vrea Hristos, împăratul împăraților. Domnitorile acestor neamuri, de la președintele țării până la primarul acestei localități, se trezește pentru că vrea Hristos. Amin. Ce persoană măreață. Ce maestate. Dar, dragii mei, intimitatea lui Dumnezeu față de oamenii lui coboară și vrea să devină și mai intensă. Și îl vedem acum pe, l-am văzut până acum pe Hristos ca fiind reprezentant al lui Dumnezeu, ca fiind creator și cu toate acestea coboară și vrea să zic că vreau să devin mai intim cu omul. Și ce face Hristos? Ce face Hristos? Cum devine El mai intim? Devenind capul bisericii. Fantastic. Pe mine mă emoționează. Știți de ce? Că biserica nu este un organism abandonat. Biserica nu este o biserică cum ar fi cenușăreasa în care toată lumea lovește și o jignește ca și când n-ar avea vreun reprezentant. Și biserica este reprezentată de Hristos, capul bisericii. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Citesc de la versetul 18. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru ca El să aibă loc în toate lucrurile, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sa să locuiască în El. Dacă ați fi romano-catolici, ați crede că Hristos este capul bisericii romanilor catolici, să zic așa.
Nu e adevărat. Hristos este capul bisericii și cred din toată inima și acestei biserici, dar în general și universal este capul tuturor credincioșilor care sunt adunați în trupul lui. El este capul. Și tocmai de aceea viitorul bisericii și porțile locuinței morților și iadul nu va putea să înăbușe existența bisericii. De ce? Pentru că ne reprezintă un Hristos viu, adevărat, puternic, care este capul nostru. De la El pleacă comanda. De la El, El este Cel ce dă vitalitate. El este Cel ce vigurează trupul bisericii. Și dacă biserica în ziua de azi poate să fie entuziasmată, și dacă biserica de astăzi poate să fie mărturie, și dacă biserica de astăzi vrea să aibă un cuvânt de spus, va trebui să promoveze pe cap. Capul. Va trebui să arate lumii capul. Va trebui să arate cine reprezintă biserica. Spre dezamăgirea mea și dezamăgirea și lui Andrei din ce am observat din predică, vrem și încercăm să ne reprezinte alte lucruri. Prezența la biserică, hainele, niște aspecte exterioare, fără să înțelegem că, de fapt, ceea ce ne reprezintă pe noi în adevăratul sens al cuvântului este capul de la care pleacă toată direcția și toată mărturia noastră. Dragii mei, parcă n-ar fi suficientă intimitatea asta. Hristos e capul bisericii. Super. Mie mă fascinează lucrul acesta. Dar intimitatea lui Hristos coboară mult mai jos și mult mai intens. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sa să locuiască în El. Și acum auziți. Prin El Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. Până aici coboară intimitatea lui Dumnezeu, la cruce. Acestui autor al Universului, acestui reprezentant care reprezenta suma tuturor virtuților pe Dumnezeu, infinitul, cauza necauzată, îl reprezenta pe Dumnezeu Hristos, apoi reprezintă ca și creator, apoi reprezentant ca și cap al bisericii și acum reprezentant al păcatelor noastre. Făcând pace prin sângele crucii Lui, știm și nu insist asupra acestui lucru cu toate, că aici ar trebui să zăbovesc cel mai mult, El este Cel ce ne-a reprezentat și ne reprezintă în fața Lui Dumnezeu. Cea mai profundă intimitate pe care o poți avea. Cea mai profundă intimitate și cel mai de interes subiect, așa cum spunea și Andrei, subiectul iertării noastre este El. Mă fascinează faptul că este creator, mă fascinează faptul că este cap al bisericii și toate lucrurile astea sunt foarte importante, dar cel mai mult mă fascinează că în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră trebuie să vă fascineze și cred că vă fascinează, cineva a făcut pace, nu prin ochi frumoși, cum a zis Andrei, nu băgând gunoiul sub covor, ci ucigându-și fiul. Versetul 21 mă duce la exasperare, realmente. Pentru că și eu am trăit, cum spunea Andrei, fără minte. Și auziți ce spune cuvântul. Voi erați străini și dușmani în gândurile voastre, așa cum arătau faptele voastre rele. Știți, am sfidat și cred că toți am sfidat până la momentul nașterii din nou, tot ce am spus până acum, toată această prețioasă persoană, toată această maestate, am zis, n-avem nevoie de tine. Nu ne interesează că ești autor, nu ne interesează că ne susții, nu ne interesează că ne-ai creat, nu ne interesează că ai coborât, că ai ispășit, că ai suferit și că ai murit. Așa de mult am putut să disprețuiesc pe Dumnezeu, încât am vrut benevol să trăiesc în străinătate, să zic așa, în vrăjmășie față de tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Dragii mei, dacă Dumnezeu vrea să te atingă azi și vrea să mă mai atingă și pe mine azi cu ceva, vrea să mă atingă cu intimitatea Lui. Să se coboare la nivelul tău și la nivelul meu, la păcatele mele și la păcatele tale și să zică,
vreau să te reprezint. Am ascultat la un moment dat, și asta îmi place foarte mult, am ascultat la un moment dat un lucru foarte interesant. La un moment dat, un tânăr a înțeles ce înseamnă mântuirea și a vrut să fie botezat. Și când să se boteze în ziua respectivă, îi spune fratelui păstor: frate păstor, mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Mă bucur că eu mi-am făcut partea mea și Dumnezeu și-a făcut partea lui. Fratele păstor, încercând să înțeleagă ce stă în spatele doctrinei despre salvare acestui tânăr, a spus: care e partea ta și care e partea lui Dumnezeu? Și spune acest tânăr: partea mea a fost să-l jignesc, să-l disprețuiesc, să-l fac să sufere prin păcatele mele. Și partea lui a fost să mă mântuiască. Dragii mei, odată voi erați străini și dușmani în gândurile voastre, așa cum arătau faptele voastre rele. Însă acum El v-a împăcat în trupul de carne, întruparea Domnului Iisus, cea mai profundă expresie de intimitate, ba mai mult prin moarte, cea mai profundă expresie de iubire, care se sacrifică, necondiționată. Și auziți care este scopul și rolul intimității lui Dumnezeu pentru noi, în dreptul nostru. Nu ca să te lase să fii la fel, neschimbat, cum zicea Andrei, nu ca să te lase să rămâi la fel în virtuțile tale, în mintea ta sau în gândurile noastre, ci auziți ce calități, ce categorii de virtuți vrea să așeze Dumnezeu pe spatele nostru, pentru a vă înfățișa sfinți. Știți care este demersul capului bisericii? Prin toate mijloacele pe care El le are ca și Domn și Împărat, ca și Creator, ca și Autor al Creației. Și în toată viața dumitale, care ai trecut probabil prin multă suferință și prin multe încercare, n-a avut un capriciu să te facă să suferi. Și nici nu va avea. Dacă vrea să te facă să suferi, Dumnezeu ar putea să o facă. Și ar ști să o facă până ți s-ar epuiza ultima dorință de viață. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui și în demersul pe care îl are ca și cap al bisericii și ca și cap al tău, mădular fiind în trupul Lui, toate demersurile pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta este ca să te sfințească și să te înfățișezi într-o zi sfânt. Și astăzi ești sfânt. Ca și poziție înaintea lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că noi, uitați-vă și cum spune cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care l-a citit Andrei, uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 2, tot din Tit, spune cuvântul lui Dumnezeu că El a venit însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie doar a Lui. Toate demersurile pe care le face capul în momentul în care ești mădular în trupul lui Dumnezeu, nu le face ca să te facă să suferi, ci le face ca să te facă să te înfățișeze curat, sfânt și fără păcat înaintea Lui. Dar, dragii mei, știți, și cu asta vreau să și închei. Ok, vreau intimitate cu Hristos. Și toată lumea cerem asta. Și toată lumea tânjim după asta. Pentru că eu nu cred într-un credincios care să-și dorească lucrurile de pe pământ mai mult decât îl dorește pe Hristos. Și nu cred nici într-o tânjire pe care o poate avea credinciosul mai mare decât tânjirea aceea decât să stea în prezența lui Dumnezeu. Cum pot să-L cunosc pe Hristos? Printr-un mod mistic? Prin tot felul de mantre, cum fac religiile orientale? Prin tot felul de rugăciuni lungi, condamnându-ne? Prin tot felul de cum se autoflagelau catolicii ca să câștige într-un fel sau altul favoarea lui Dumnezeu? Cum poți cunoaște intimitatea lui Dumnezeu? Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă rămâneți cu adevărat bine întemeiați și fermi în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei. Vreți intimitate cu Dumnezeu? Foarte simplu ne spune Apostolul Pavel. Citiți și trăiți Evanghelia. Și Dumnezeu se va descoperi. Citiți și încercați cu toată acuratețea să vedeți ce vrea să spună Dumnezeu despre Hristos. Dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă facă parte de har, să-L cunoaștem pe El, să-L cunoaștem puterea învierii Lui, să cunoaștem dragostea Lui.
Și nu uitați un lucru. Creștinismul înaintează pe măsură ce promovăm, ca să zic așa, pe reprezentantul nostru, pe capul, pe Iisus Hristos, cu aceasta să vă lăudați. Suntem creștini pentru că îl avem pe Hristos. Suntem creștini și El ne reprezintă. Suntem creștini pentru că, așa cum spunea și textul pe care l-a citit Andrei, El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre bune. Nu ca să devenim niște eroi, ci ca să devenim niște reprezentanți al lui Dumnezeu pe acest pământ, reprezentându-ne chiar însuși Fiul lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze, har și pace peste toată această adunare, să dea Dumnezeu să aveți rod spiritual, maturitate spirituală și numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Amin. Amin.